Binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Dragii mei, și noi, ca și înaintașii noștri, ne îndreptăm spre Canaanul Ceresc. Da. Și m-am tot frământat în bancă să-mi dea Domnul un cuvânt. Da. Și mi-am adus aminte că când Alaska a început să fie locuită, erau mai mulți lupi sălbatici decât oameni. Și primăria din vremea aia a început să spună și a spus așa: pentru oricine aduce un lup mort, oferim 500 de dolari. Era o enormitate pe vremea aia. Și ăștia doi au spus: mă, ne îmbogățim. Hai să mergem. Și au mers toată ziua prin zăpadă, au mers toată ziua în Alaska, prin frig. Au văzut o căsuță și au spus ei: n-am întâlnit niciun lup. Hai să ne punem să dormim și mâine dimineață o romeană și la capăt, spuneam. De dimineață, unul dintre ei s-a trezit mai repede. Când a aruncat ochii pe geam, a văzut că toată casa e înconjurată de lupi. La care ăsta fricos s-a dus de aici și a spus: bă, scoală-te, scoală-te că suntem înconjurați de lupi. Și celălalt s-a spus așa, a spus: suntem bogați, suntem bogați. Cum vezi? Cum vezi încercările prin care Domnul te trece? Cum vezi viața și călătoria spre Împărăția lui Dumnezeu? Că Domnul ți-a scos în față oportunitatea? Sau că ești gata să fii terminat? Omul lui Dumnezeu care a compus Psalmul 92, e o zi pentru ziua sabatului, spunea el: eu-mi văd împlinită dorința față de vrășmașii mei. Nu pentru că suntem noi puternici, spunea el, nu pentru că poporul Israel era un neam mare la număr, și pentru că Domnul Iatiera, spunea el în Psalmul 92, care ne-ai stropit cu un de lemn. Amin, amin. De bucurie și mai pe sus de toate, dai puterea bivolume, puterii Dumnezeu. Și în călătoria lor, ca să trec repede în călătoria lor spre țara Canaan, omul lui Dumnezeu Moise, după porunca lui Dumnezeu, a spus: alege 12 iscoade. Dar nu orice iscoade, fii atent. Și ei să fie căpetenii. Și să știți că pocăința pleacă din casă. Și nu pleacă de la mic. Și pleacă de la preotul din casă, de la părinte. Și cum vede el situația și viața, așa sunt și copiii. Așa e și viața din casă. După cum vede căpetenia. Așa văd toți. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că a ales 12 iscoade, s-au dus și au văzut acolo, au adus roade și știți ce spun ei. Zice cuvântul lui Dumnezeu, numer 13 de la 27. Așa este cum a spus Dumnezeu. Și tot ce spune Domnul este da și amin. Și ascultați ce spun iscoadele. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară care curge lapte și miere. Și ia de roade. Dar, întotdeauna. Dar, dar. Și aici se pune omenescul. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi. Iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare de-a lungul Iordanului. Și ascultați acum. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. Deja a început să răzbunie. Deja a început să discuția. Deja felul cum mic spui. Să vedem viața de zi cu zi. Și nu trebuie să aștepți mult. Chiar în ziua aia. Spui un cuvânt și după cuvântul pe care tu spui, omul poate să fie tulburat sau poate să fie plin de pace, poate să fie un om care să aibă speranță sau să fie un om pe care tu cu vorba l-ai ucis. Pentru că spunea cuvântul lui Dumnezeu: veniți să-l ucidem pe Ieremia. Știți cu ce au vrut să-l ucidă pe Ieremia? Cu limba, cu vorba noastră. Că doar nu o pieri țara din lipsă de proroci. Și zice cuvântul Domnului: Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis: nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi.
și au înnegrit înaintea copilului Israel țara pe care o scodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să-i scodească este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți acei care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaș, pe copilul lui Anac, care se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și în fața de ei, parcă eram niște nepuște. Știți ce au spus ei? Noi nu putem să biruim. Poate cineva să biruiască? Poate cineva să mai adauge măcar un cot la viața lui? Poate cineva să trăiască prin el însuși dacă Dumnezeu nu este cu el? În situațiile în care ești, îl inclus pe Dumnezeu sau nu îl inclus pe Dumnezeu? Pocăința ta din casă, din viață, din biserică, se vede dacă în tot ce faci îl inclus pe Dumnezeu sau nu. Știți ce spune omul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, Romanii 8:31? Ce vom zice noi doar în fața tuturor acestor lucruri? Care se petrec sub ochii noștri. Care se petrec cu noi. Care se petrec în casele noastre. Care se petrec în viața familiilor noastre. Și zice, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, crezi că Domnul e cu tine? Amin. Și atunci de ce ești posibil? Și atunci de ce răspunzi numai negativ? Și atunci de ce bași frica? Un om care crede că Dumnezeu este cu el, vom vedea mai târziu ce spune. Omul care nu crede pe Dumnezeu pe cuvânt, niciodată nu va spune de bine. Cine va fi împotriva noastră? Și versetul 37 din Romanul și ce spune? Căci cu el, împreună cu Domnul, fără el, suntem slabi. Fără de el, suntem fără de putere. Fără el, nu știm încotro să o luăm. Împreună cu el, vom fi mai mult decât biruitor. Doar cu Hristos. Amin. Și niște au uitat că în călătoria lor și-ar vrea să vă aduc aminte, să nu uitați. Că în călătoria noastră spre Canaanul Ceresc, înaintea noastră merge un viteaz. În numele lui Iisus Hristos. Indiferent de ce oportunități avem să-L vedem pe El înainte. Sau probleme, sau necazuri. Nimic nu este îngăduit dacă nu-i Domnul acolo să îngăduie. Viața noastră nu e o întâmplare. Și zice cuvântul Domnului. Și dintre cei ce iscodiseră țara, pentru că timpul s-a dus ca să vorbim de lucruri, jocul pozitiv al lui Dumnezeu, care a rămas încredințat că El va intra în țara promisă. Ce a promis Domnul, Romanii, Evrei 13:8, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Iisus Hristos este același. Și e. Și azi. El rămâne credincios. Psalmul 92 cu versetul 1 spune, este frumos să lăudăm pe Domnul dimineața, iar noaptea știți ce să vedem? Știți ce să vedem? Ce omul lui Dumnezeu nu prea mai are ochi. Că avem ochi pentru anunțuri să mergem după mașini și nu-i rău. Dar numai că timpul e nepotrivit. Avem ochi pentru îmbrăcăminte de firmă, știm să o deosebim. Avem ochi pentru locurile frumoase la care vrem să mergem, să le privim și știm să le lăudăm. Dar nu mai avem ochi pentru Domnul, să-L vedem pe Domnul Iisus. Domnul Iisus, după ce a vindecat și a pus pină pe ochii unuia, căruia Biblia nu-i dă numele, a vrut să-și tragă privirea de la Hristos. Și când s-a uitat la oameni, știți ce s-a văzut? Doar niște copaci care doar fac gălăgie. Când Domnul i-a spus, ia uite-te din nou, dar acum uite-te la mine, dar uite-te țintă, uite-te bine, ce vezi? Acum, Doamne, văd deslușit. Și în problemele vieții, când privești la Hristos, vezi deslușit. Aleluia. Vezi clar. Amin. Știi ce vezi? Ce a văzut Nebucadnețar în cuptor? Pe cineva care seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Mările Domnului! Mâinile Domnului sunt peste omul care trece astăzi prin suferință. Dar depinde cum îl vezi tu. Și ne rugăm Domnului să vedem, să ne îmbogățim, nu să fim terminați. Zice cuvântul Domnului, versetul 6, capitolul 14. Și dintre cei ce iscodiseră țara lor, mai era un om acolo. Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune. Și-au rupt hainele și-au vorbit astfel întregii adunări și copiii lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară bună, minunată. Și ascultați versetul 8. Și când îl pui întotdeauna pe Domnul înainte. Și ce a spus Domnul lui Avram? Domnul a spus lui Avram, Geneza 15, versetul 1. Ia ieși afară Avram. Pentru că Avram a început întotdeauna să se vaite. Că așa e omul făcut, întotdeauna nemulțumit cu starea în care stă.
Parcă noi întotdeauna suntem mai sărași decât ăla mai de sus, dar niciodată nu privim mai jos. Și știți ce a spus lui Avram? Ce-mi dai, Doamne, când mor fără copii? Știți ce a spus Domnul Avram? Avram, eu sunt scutul tău. Dacă rămâi credincios, voi fi și răsplata ta ce Domnul e scutul nostru. Și dacă încă n-am intrat în țărâna Pământului, este că Domnul s-a pus înaintea noastră. Și toate loviturile și toate săgețile le-a încasat Domnul. Slavă Lui! De aceea, e important ce fel de om ești în viață. Pentru că băncile astea sunt goale și scaunele peste tot în toate adunările. Nu din pricina altora și din pricina noastră a pocăiților. Am zugrăvit pe Hristos și puterea Domnului într-un fel în care noi îl înțelegem, nu în felul în care spune Scriptura. Câtă vreme nu-ți pasă, așa cum între 12 au fost doar 2. Dar ăștia 2 au fost cu credință. Amin. Contează când vin în casa lui Dumnezeu să ai credință. Amin. Că dacă se găsesc 2 care să ceară ceva după voia lui Dumnezeu, Biblia nu spune 1000. Orice spune Biblia, le va fi dat. Amin. Și când ești un om credincios, să vede în casa lui Dumnezeu. Și zice cuvântul Domnului. Dacă Domnul, totul stă în mâna lui Dumnezeu, totul stă în mâna Creatorului, dacă Domnul, și Domnul întotdeauna e binevoitor, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară care curge lapte și miere, numai versetul 9. Și ascultă-mă, când a murit Marian, fratele nostru cel mai mare, de 52 de ani, pe 29 să fie ziua lui. Am avut un gând aproșcătiv. Și am spus, Doamne, nu ești drept. Era proroc. A suferit din greu. Și te-a aruncat ochii asupra lui. Au rămas 5 copii orfa. Dar mi-a venit în fire. Și am jurat și am spus, Doamne, te voi urma toată viața. Fără întrerupere și fără pauză. Și indiferent cât de grea este încercarea, atât de mare este și binecuvântarea. Amin. Și zice cuvântul Domnului, dar numai nu vă răzvrătiți. Că răzvrătirea, știți ce face? Dacă am înțelege ce face răzvrătirea, ne-am îngrozit. Răzvrătirea aduce nimicirea. Răzvrătirea ascultă aduce nimicirea. Și nu numai așa casei tale și a familiei tale. Și păcatul de toată munca pe care ai depus-o sub soare înaintea lui Dumnezeu. Numai nu vă răzvrătiți, că răzvrătirea aduce nimicirea fără doar și poate. Omul care se răzvrătește va fi nimicit. Și zice cuvântul Domnului. Este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, că slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii dinaintea tuturor copilor lui Israel. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Se sculau dimineața, dragii mei, așa cum ne sculăm și noi. Ieșeau afară și luau mană și mâncau. Și noaptea Domnului încozea cu un strâmb de foc, prezența lui Dumnezeu era în mijlocul lor. Și ziua căldura aia arzătoare de 40 de grade, că simțeai că ei foc în norul Domnului, aveau aer condiționat. Ai văzut până acum mâna Domnului la Dumnezeu? Ai văzut mâna lui Dumnezeu care pune pâinea? Ai văzut sănătatea care o ai în trup când alții nu mai au? Când te-ai sculat de dimineață și auzeam aici că ne-am spălat singur pe față? Ai văzut mâna lui Dumnezeu la lucru? Ai văzut că încă ai mintea la locul ei și ăsta e un har dat de Dumnezeu? Ce spui? Merită să vorbești de Domnul de bine sau de rău? Indiferent prin ce treci, vorbește de Domnul de bine. Amin, amin. Vorbește de Domnul de bine, că oamenii de bine știu ce spun cuvântul Domnului. Oamenii de bine vor moșteni țara. Amin, restul, amin. Afară. Păi stai, Doamne, că am făcut, că am dres, că am... Nu se ține cont. N-ai rămas credincios până la sfârșit. Așa. Indiferent prin ce treci, ascultă-mă, vorbește de Domnul de bine. Pentru că Domnul și unde se coboară, nu numai în cântare că bătem din palme și că-i hară în adunare. Și Domnul se coboară acolo unde e lăudat. Domnul se coboară acolo unde e în ciuda tuturor dificultăților. Tu vorbești pe Domnul de bine. Aleluia.
pentru că Domnul îi spunea lui Satana și nu s-a oprit. Domnul încă vorbește. Noi de multe ori am amuțit. Da. Pentru că dorințele noastre sunt altele și numai Domnul. Și știi ce îi spune Domnul Satana? Ai văzut pe robul meu, Iov, care a rămas constant și când a fost aici sus și când a fost la pulverea pământului pe o groapă de cenușă și se scărpina cu un cioc. Da. Și spunea el, știu că răscumpărătorul meu este viu. Dar ne-a spus-o când avea grătarul în față și plimbări și așa mai departe. A spus-o când a rămas singur. Da. A spus-o când a rămas singur. E diferență să o spui când ieri la bine, că la bine toți ne dăm mari. Toți ne dăm rotunzi, bătrați și spune, păi eu, cine mai e ca mine? Eu, dacă vine încercarea peste noi, ne mirăm și noi de noi înșine în ce hal am ajuns să vorbim și în ce hal am ajuns să facem. Însă omul lui Dumnezeu, eu care era bogat, nu era un sărântoc ca mine. Spune el, știu că răscumpărătorul meu este. Mărire Domnului! Chiar dacă mi se va nimici calul, ne spune el, și nu voi mai avea piele pe oasă. Totuși îmi va fi binevoitor. Amina. Și cu nădejdea asta trebuie să trăiască omul lui Dumnezeu, că noi aici suntem străini și călători. Amina. Nimeni n-a moștenit, oricât de bogat ar fi, nimeni n-a moștenit pământul și n-a luat nimic după el. Sora Duminița, care a murit la 41 de ani, duminică dimineața am fost noi la ei în adunare, duminică seara au fost ei la noi în adunare și luni seara când am venit de la muncă mi-au spus o resurgitează, ei sunt două salvări acolo și sunt cu aparatele pe ea. Și a plecat în veșnicie, ca să mor nu-ți trebuie mort. Dar rămâne în urmă ce se va spune despre tine. Femeia asta se ocupa cu copiii în puterea pe care o avea. Lăuda pe Dumnezeu și era nelipsită de la casa lui Dumnezeu. Ce se spune despre tine? Dacă își face un exercițiu de imaginație, timpul s-a scurs. Timpul s-a scurs și dacă îi faci un exercițiu de imaginație și ai spune, bă, Sami a murit, ce îți spune despre el? Majoritatea oamenilor care predică la mormântări vă spun ce vorbesc. A fost un băiat bun. Și fiindcă nu mai au ce să spună, mai bag acolo ceva, două, trei, l-am cunoscut sau ce. Dar n-are ce să spună despre el, că nu făcea nimic, era un piept de vară. Și doar atât un băiat bun sau o fată bună. E mare har când se spune că făceai o lucrare a lui Dumnezeu. Și cea mai mare binecuvântare este să fii femeia lui Dumnezeu sau bărbatul lui Dumnezeu. Să se spună despre tine. Era un om al lui Dumnezeu. Când a murit Marian, fratele meu, și și-a spus unul dintre ei. A spus, n-a murit doar un om. A murit un om al lui Dumnezeu, un lucrător. Și e bine să se știe despre tine ce fel de om ești. Ce fel de caracter ești. Să știți că se datorează, și am spus-o și la noi, că noi tot întotdeauna vedem gri. Viața nu e gri, ori e albă, ori e neagră. Ori ești cu Dumnezeu, ori fără de Dumnezeu. Fii omul optimist. Fii omul lui Dumnezeu. Moise, omul lui Dumnezeu, s-a suit înaintea Domnului. Și știi ce a zis Domnul? Dă-te la o parte cam să nimicesc poporul ăsta. Până când nu v-am citat el să creadă în mine? Știi ce a spus omul lui Dumnezeu? Să nu faci, Doamne. Ce vor zice popoarele dinainte căruia noi am plecat? Că n-ai putut să-i sprăvești. Și știi ce e cuvântul Domnului? Și am rămas primit. Dacă popoarele nu-L pot ține pe Dumnezeu, dacă Universul nu-L pot ține pe Dumnezeu, dacă nimic nu poate sta înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu să lasă înduplecat. Da, un om credincios. Dumnezeu să lasă înduplecat. Am auzit un om credincios. Și zice, am să fac cu mie cerul, n-am să mă nimicesc poporul. Care sunt rugăciunile tale? Care sunt obiectivele tale în călătoria ta spre Canaanul Ceresc, mama noastră, spune Apostolul Pavel. Haideți să fim oamenii de bine. Amin. Că prea mulți au zis, dar cine mai e pocăit? Da. Dar oare ne-o fi uitat Domnul aici? Pentru că ei întotdeauna asta spuneau, o fi Domnul cu noi, n-o fi Domnul cu noi, faptul că trăiește Domnul cu tine. Amin. Faptul că ești în viață, e Domnul cu tine. Lasă doierile la o parte. Și încrede-te în Dumnezeu. Ascultam o întâmplare a unei familii din Dumnezeu. Și-au dorit mult copii și cu asta închei. Și-au dorit mult copii și până la urmă a reușit să facă un copil. Dar numai că după ce s-a născut copilul, a murit. Și doctorul a venit și a spus, îmi pare rău. Copilul pe care tocmai l-ați născut a încetat din viață. Și spunea ea, n-aș vrea să-l aduceți să ne luăm la revedere, era cu soțul în salon. Și la care doctorul spune, cred că n-ați înțeles, copilul a murit.
N-aveți cu cine să mai vorbiți. La care femeia spune, vă rog frumos, puteți să-l aduceți. După ce l-au adus și se uită la el, soțul îi spune soției, auzi, draga mea, ce nume să-i dăm băiatului nostru? La care doctorul a rămas mai mirat, mai oamenilor a luat o razna definitiv. Și ei au dat un nume băiatului și spunea, doctor, de ce ați făcut treaba asta? Păi atunci când ne vom întâlni cu el în Împărăția lui Dumnezeu, să știm cum îl cheamă. Omul lui Dumnezeu întotdeauna trăiește cu Împărăția lui Dumnezeu în inimă. Și ca să trăiești cu Împărăția lui Dumnezeu în inimă, cistește-L pe Dumnezeu. Amin. Când totdeauna, dacă ne trece Domnul prin văiat, Domnul este cu noi să-L iertăm. Dacă suntem sus pe munte, Domnul e acolo pe cinste. Frumos este să lăudăm pe Dumnezeu nostru. Amin. Și să aduce aminte că Dumnezeu e credincios. Amin. În toate lucrurile. De aceea rămâi și tu credincios alături de Dumnezeu. Aleluia. Pe am văzut acolo, privește prin ochii lui Dumnezeu. Am văzut acolo, privește prin ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.